Autoritățile din mediul rural sălăjean încearcă să pună la punct în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, inclusiv astfel de drumuri forestiere care nu duc altundeva decât în mijlocul pădurii, pentru că susțin reprezentanții primărilor, pietruirea unor astfel de drumuri nu doar că va facilita accesul oamenilor localnicilor la terenuri agricole să chiar în pădure, ci va atrage inclusiv turiști. Sătui de altfel să nu poată ajunge în locuri foarte frumoase, nici măcar cu mașini de teren 4x4. Așa că se încearcă punerea la punct, măcar pietruirea unor astfel de drumuri, care din păcate atunci când plouă sunt impracticabile și se afundă cu mașinile o jumătate de metru în nămol. Să sperăm și că vom vedea astfel de drumuri care sunt practicabile, indiferent că este vară sau iarnă, într-un timp cât mai scurt.